După aproape 5 luni de amânări, judecătorii Curții de Apel București au dat verdictul final în dosarul colectiv. Cristian Popescu Piedone, edilul sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Totodată, îi va fi interzis să mai ocupe o funcție publică pentru următorii 5 ani. Cea mai mare pedeapsă a primit-o unul dintre patronii clubului în care a avut loc tragedia. Alina Anastasescu va sta după gratii 11 ani și 8 luni. A luat foc aici ceva. Pe 30 octombrie 2015 s-a dezlănțuit iadul în clubul colectiv. Incendiul declanșat în clădirea transformată într-un uriaș incinerator a curmat viața 65 de oameni. Alți 185 au suferit arsuri grave. Timp de 6 ani, judecătorii au analizat cine se face vinovat de tragedie. Astăzi a venit și verdictul final. Familiile victimelor sunt revoltate. Dacă justiția consideră că moartea 65 de oameni înseamnă pedepse cât mai mici, eu nu mă pot opune. Un privat, un manager a unei companii, dacă are un accident de muncă, plătește cu banii, cu viața, cu tot ce se poate, înfundă pușcăria. Un manager angajat al statului, statul face tot ce poate pentru a-l scuti de pedeapsă și asta am observat până acum. Am văzut că sunt de la 4 ani la 10 ani și jumătate. Cum considerați? Pentru 65 de oameni care au murit, dacă 10 ani jumate e suficient? Aș vrea să vă readuc aminte că aici ce s-a judecat ce s-a întâmplat în club, nu ce s-a întâmplat după club. Adică intervenția la fața locului, ce s-a întâmplat în spitale, cum nu s-au făcut transferurile în străinătate, alea este încă un dosar care trenează de 5 ani. 8 oameni au fost condamnați la închisoare cu executare, printre ei și actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. La aflarea veștii, edilul a continuat să-și susțină nevinovăția. Copiii mei, dacă erau acolo, răsticat așa, zis că tot nu vinovat și aveam copiii morți. Dacă acei părinți cred că eu, Piedone, le-am omorât copiii, așa să-i ajute Dumnezeu. Am luat-o ca atare, am făcut băgăjelul, era făcut, mă duc și mă predau, nu am nevoie de cătușe. La scurt timp după aceste declarații, Piedone ajungea la penitenciarul Rahova, acolo unde l-aștepta un grup de susținători. Condamnat în prima instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare, primarul Piedone a beneficiat la apel de indulgența judecătorilor. Aceștia i-au înjumătățit pedeapsa și cum la anul va împlini 60 de ani, va beneficia inclusiv de o reducere consistentă a perioadei pe care o are de petrecut după gratii. Nu va mai putea însă ocupa o funcție publică timp de 5 ani de zile. Cea mai mare pedeapsă în dosar a primit-o unul dintre patronii clubului colectiv. Alina Năstăsescu a fost condamnat la 11 ani și 8 luni de închisoare și ceilalți proprietari ai afacerii merg după gratii. Alături de ei, în pușcărie, merg și 2 pompieri, dar și 2 pirotehniști. Totodată, instanța a decis achitarea funcționarilor din cadrul primăriei sectorului 4 care a autorizat funcționarea clubului colectiv. În cei 6 ani de la tragedia în urma cărei a căzut un guvern în sistemul sanitar românesc nu se vede nicio urmă de schimbare. Spitalele pentru mari arși promise n-au trecut niciodată de stadiul de proiect. Aceleași promisiuni au fost reluate inclusiv astăzi. De data aceasta chiar avem șansa să îmbunătățim situația din spitale. Și am așteptări foarte mari de la guvern. Azi, în ziua în care instanța a dat verdictul final, în Monitorul Oficial a fost publicat un document care prevede că termenul de construire a primului centru medical pentru mari iarși din România este prelungit până în 2025. Mergem acum la colega mea Amalia Chiriță, care se află la penitenciarul Rahova. Amalia, bună seara! Tocmai am văzut în imagini că sunt foarte mulți oameni care l-au așteptat pe Piedone acolo. Bun găsit, Andreea. În urmă cu o oră și jumătate, Cristian Piedone a ajuns aici la penitenciarul Rahova, unde își va ispăși pedeapsa de 4 ani de închisoare. După ce a primit sentința definitivă, fostul primar al sectorului 4 s-a dus singur la secția de poliție din Bragadiru, unde s-a și predat. La poarta penitenciarului Rahova, Cristian Piedone a fost așteptat de mai mulți susținători care au aplaudat în momentul în care mașina care l-au adus aici pe primarul sectorului 5 a ajuns. Conform procedurii din penitenciar, pentru Cristian Piedone urmează acum o perioadă de carantină. Acesta va fi separat de ceilalți deținuți, în care îi se vor face mai multe investigații medicale. Pe parcursul zilei de astăzi, până să fie dată sentința judecătorilor de la Curtea de Apel București, Cristian Piedone a făcut mai multe declarații. Acesta a spus că este nevinovat și că
într-un final, adevărul va ieși la iveală. În primă instanță, Cristian Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare.